Salut și bine v-am regăsit la Filme pe Film. Eu sunt Gerhard și astăzi vom vorbi despre un film românesc. You serious? Despre Dog Poop Girl. Da, știu, n-am mai făcut un episod de ceva vreme, însă am o scuză foarte bună. O secundă, să verific lista mea de scuze. Am răcit, nu... S-a stricat camera, războiul în Ucraina. Ok, poate n-am o scuză chiar așa de bună și mă puteți judeca, mă puteți arde pe rug. De fapt, despre asta este și vorba în episodul de astăzi, despre Dog Poop Girl, în care o femeie este arsă pe rug după ce câinele ei într-un metrou își face nevoile, iar ea nu strânge după el. Mi se pare mie să o există așa o reticență când vine vorba de filme românești, ca și cum lumea din România, publicul românesc, nu prea apreciază filmele românești. Poate este doar o părere nefondată pe care eu o am. Hai să verificăm așa puțin niște comentarii de la trailere de la filme românești, premiate de altfel. Nu o să dau nume, dar să nu uităm așa puțin la niște comentarii pe care le vedem la mai multe filme. Foarte frumos, să nu mai faceți filme. N-am mai mers la cinema de o grămadă de timp din cauza pandemiei și l-am ales pe ăsta ca prim film. Mare greșeală. Am fost la cinema la filmul ăsta și regret. Timp și banii pierduți aiurea, la jumătatea filmului am părăsit sala. Cel mai prost film văzut în viața mea. Un căcat. Îmi vreau banii înapoi. Mai bine stau degeaba decât să mă uit la așa film. Fucking lame. Cine a produs acest film ar trebui scos în stradă și scuipat de trecători. Pare că publicul românesc este totuși destul de supărat pe filme românești și, pe bună dreptate, mă aflu în aceeași tabără, cu toate că nu mi-aparțin mie comentariile. De la Revoluție încoace, foarte greu mi-amintesc de câteva filme pe care le-aș revedea, filme românești, desigur. Știu, sunt foarte mulți care mi-ar spune că sunt hater și că sunt, de fapt, foarte multe filme românești care sunt super apreciate în afară și că eu nu apreciez cu adevărat filmele românești. Însă, nu spun că sunt niște filme care n-au pic de valoare. Sunt unele filme precum 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile care au avut o întreagă idee, un concept foarte bine gândit și nu mai spun un timp ales, un timp speculat la vremea respectivă, după Revoluție, filme făcute despre perioada de dinainte de Revoluție. Însă, de atunci au mai tot trecut ceva ani, chiar aproape 20 de ani de la 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile și în continuare sunt foarte multe filme care explorează acest realism, acest stil în care timpul pare că se scurge exact ca în realitatea noastră monotonă. Și să fim serios, sunt super previzibile, sunt super plictisitoare și acele câteva tentative de a ieși din această paradigmă de cele mai multe ori au fost eșuate. Dog Poop Girl însă nu pică în această categorie. Este una dintre cele mai bune comedii românești pe care le-am văzut în ultima vreme, de la Filantropica încoace, spune, și confirmă ceea ce am mai spus în alte episoade anterioare, importanța regizorului, importanța povestitorului. Dog Poop Girl este regizat de Andrei Huțuleac. Andrei Huțuleac este actor la bază, cel puțin eu așa-l cunosc, ca actor în primul rând, și încă de când eram în facultate, eu am făcut regie în facultate, regie de film, auzeam numele lui deseori menționându-se prin facultate al unui actor care este interesat de regie, este interesat de felul în care se fac filmele și mi s-a părut foarte interesant, fiindcă foarte rar auzi de actori, cel puțin la noi în breaslă, foarte rar auzi de actori care sunt interesați de meșteșugul filmului. Cele mai multe ori vedeam actori care rămân la nivelul de actori, joacă în filme, joacă în teatru, un lucru deloc rău de altfel, însă este cu atât mai interesant să vezi un actor, nu doar un actor, ci un actor foarte bun, nu doresc să-l perii, dar l-am văzut în anumite spectacole, cum ar fi În zbor deasupra unui cuib de cuci, la Teatrul Metropolis, și este un spectacol pe care nu l-a regizat el, însă rolul lui este atât de bine jucat, atât de bine interpretat de el, încât fără el nu cred că ar fi fost un spectacol la fel de reușit. Trebuie să și cânte, are o anumită energie care mie cel puțin mi-a rămas imprimată și de când l-am văzut în spectacolul respectiv, am tot fost atent la ce face el. Am văzut că a făcut anumite scurtmetraje înainte să facă lungmetraje, cum ar fi Havana Cuba, pe care îl găsiți pe YouTube, iar apoi a mers mai departe și a făcut și anumite lungmetraje. Primul lui lungmetraj este de altfel Dog Poop Girl, dar înainte să iasă Dog Poop Girl a ieșit Copacul Dorințelor, care de asemenea a apărut recent în cinema. Deci un actor român, un actor foarte bun român care a jucat în mai multe spectacole de teatru, care a regizat scurtmetraje și deja are două lungmetraje. Nu vorbim despre un om care are peste 40 de ani, peste 50 de ani, Andrei Huțuleac are 31 de ani. Nu cred că ne dăm seama cât de greu este ca un om să poată să facă atâtea lucruri în decursul a câțiva ani. Să faci un lungmetraj este deja o sarcină, să faci un lungmetraj bun este cu atât mai greu. Dog Poop Girl este un film incredibil de reușit. Mai mult decât atât, citeam într-un interviu recent cu Andrei Huțuleac că ar fi scris scenariul la Dog Poop Girl, foarte greu de pronunțat acest nume, Dog Poop Girl, cred că a făcut-o special să
ne fie greu să pronunțăm numele, că ar fi scris scenariul la acest film, cred că o să spun de acum încolo la acest film, nu știu, să văd în funcție de cum reușesc. Și cum spuneam, citeam într-un interviu că Andrei Huțuleac ar fi scris scenariul la Dogpup Girl în 4-5 zile. Sunt filme care n-au fost făcute niciodată, fiindcă scenariile, scrierea scenariilor a luat prea mult. Sunt scenarii unde se stă ani de zile ca să fie terminate, iar uneori filmele nu ies nici măcar 5% din ceea ce a ieșit Dogpup Girl. Să vă spun așa puțin pe scurt de ce cred eu că filmul este bun, fără să intru prea mult în detaliile filmului. În Dogpup Girl, protagonista este o femeie pe nume Alina, dacă nu mă înșel, dacă am reținut bine, fiindcă pe IMDb nu apare numele, jucată de Andreea Grămoșteanu, iar acest personaj Alina are un câine, cei doi merg împreună cu metroul, iar la un moment dat câinele vomită, lumea se grăbește să creadă că nu este vomă, este caca, odată ce lumea a decis că este caca, așa a și rămas, indiferent cât de mult încearcă personajul Alina să nege că ar fi fost caca, așa a rămas, iar ea este judecată pentru faptele ei, suportă niște consecințe incredibile, iar filmul merge într-o direcție absurdă, dar atât de bine făcută, iar filmul mai departe caricaturizează întreaga societate online prin felul rapid de a judeca, de a răstigni oamenii pe măsură ce observă o greșeală. Toată această idee este bazată pe un caz real din 2005 în Coreea de Sud, unde o femeie chiar a pățit chestia asta, a fost și dată afară de la muncă. Deci are la bază o poveste reală, însă dacă n-ar fi fost bazată pe povestea asta reală, oricum ar fi avut nenumărate alte surse de inspirație, fiindcă acest lucru se întâmplă destul de des, ca un om să fie judecat pentru faptele lui online. Poate ce scoatem telefonul și filmăm ceva și punem pe net, orice se poate întâmpla. Este o lume în care, oricât de mult am încercat să controlăm, este tot mai în afara controlului nostru. Este o piață publică în care dacă unul urlă ceva, iar celălalt n-a verificat sursa, mai departe, Dumnezeu cu mila. Iar această premiză de la care pleacă filmul ar fi putut să fie făcută în atâtea moduri, ar fi putut să fie făcută foarte tezistă, în care să ni se spună cum să gândim. Însă, revin la ce spuneam, tocmai fiindcă este important povestitorul Andrei Huțuleac, fiindcă a făcut teatru, el știe că în lumea teatrului este foarte importantă dezbaterea unor idei și nu expunerea lor și nu să ne convingă pe noi de cum ar trebui să gândim. Și am văzut că a fost destul de des comparat cu Don't Look Up, însă, cu părere de rău pentru Don't Look Up, este de 1000 de ori mai bun Dogpup Girl și mult, mult mai justificat să fie făcut în stilul ăsta și mai ales fiindcă are la bază o poveste cu adevărat real în care ne regăsim cu toții. În Don't Look Up era forțată o idee, în fine, n-are rău să intru acum în comparații, asta este părerea mea, mie mi se pare că Dogpup Girl este un film genial. Și revin puțin la personajul principal, la Andreea Grămoșteanu, mi se pare că joacă genial, nu prea mult, exact cât trebuie, prin privirea ei, prin felul în care ea reacționează la lumea absurdă din jurul ei. Fiindcă asta mi se pare incredibil în filmul ăsta, ni se arată o lume absurdă. În sfârșit, vedem un film românesc în care nu este totul realist, ci caricaturizat, o satiră excelentă. Singura critică negativă pe care aș aduce filmului Dogpup Girl ar fi puțin la ritm. Pe la mijlocul filmului mi se pare că este ușor prea lent, mi se pare că ar fi putut să fie puțin mai alert, asta este părerea mea. În rest, aproape că nu îi găsesc niciun fel de greșeală. Pe măsură ce mă uitam la Dogpup Girl, mă rugam ca finalul să fie demn de cât de bun era filmul. Și n-am ce să comentez. Nu dau niciun spoiler, desigur, însă finalul este excelent. Și se vede că avem cu adevărat un artist care vrea să spună poveste. Se vede că Andrei Huțuleac este interesat nu doar să facă un film, ci să spună ceva. Are o idee pe care a vrut să o exprime. Iar asta cred eu că este esențial într-un film. Cel mai important lucru este ca regizorul, povestitorul filmului să aibă un mesaj sincer, să nu facă un film doar pentru a-l face. Și când regizorul știe și muzică, atunci, sincer, chiar nu mai avem ce să comentăm. Avem parte de o muzică aleasă, chiar dacă deseori contrastantă și pare a nu avea legătură una cu cealaltă, pe mine unul m-a uns pe suflet. Eu rareori pot să zic că e un film bun dacă n-are și muzică bună. Dogpup Girl este un film românesc care spală rușinea multor altor filme făcute în ultimii ani. Mergeți la Dogpup Girl, mergeți cât încă este la cinema, sper să apară apoi pe anumite platforme, însă până apare, neapărat trebuie să-l vedeți la cinema. Acesta a fost episodul de astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, dacă se poate acolo un like și un subscribe ar fi extraordinar. Ne revedem data viitoare. Vă mulțumesc și o seară frumoasă!